Spitalul județean din Botoșani nu poate trata mari arși. Lipsa echipamentelor, dar și a personalului, îi împiedică pe medici să trateze astfel de cazuri grave. În cele mai multe situații, pacienții arși trebuie să fie transferați la spitalele din țară, însă și atunci există probleme din cauza locurilor insuficiente. La Spitalul județean Mavro Mati din Botoșani există din anul 2019 compartimentul de arși în cadrul secției de chirurgie plastică, însă dintotdeauna aici s-au tratat doar pacienți cu arsuri ușoare. Foarte frecvent. Deci personal încep. Sun la Iași mai întâi, pentru că e cel mai apropiat centru de tratament de arsuri. Dacă nu găsesc la Iași, atunci, desigur, apelez la nivel național, dar foarte frecvent. Nu găsim locuri.